Mă numesc Leahu Alexandru, sunt trainer pe tehnologie la clasa viitorului. Am finalizat licența în matematică și informatică și masteratul didactică matematică. Clasa viitorului activează de 2 ani și jumate aproximativ. Am plinit acum în aprilie, recent 2 ani de zile și respectiv noi cumva, chiar și sloganul nostru de fapt este învățăm altfel. Respectiv noi încercăm să oferim instrumente, chiar dacă să ne referim, de exemplu, la pandemie, instrumente de a optimiza cumva procesul ăsta de învățare, de a-l face mai atractiv pentru elevi. Când a început pandemia, noi ne-am întâlnit cu problema numărul unu, faptul că comunitatea de profesori pe ansamblu vorbim, dacă să generalizăm, aveau insuficiență de competențe digitale. Și respectiv noi, clasa viitorului, am încercat cumva să micșorăm lacuna asta de cunoștință a profesorului ca să putem, de exemplu, să lucrăm în pandemie. Ministerul Educației a semnat un memorandum cu Google și respectiv Google ne-a oferit comunității profesori conturi Google gratis și acces la toate instrumentele oferite de Google în educație. Și respectiv noi, ca centru de inovare digitală în educație, am fost cumva responsabil să dezvoltăm capacitățile și competențele de utilizare acestor aplicații Google, cum ar fi Classroom, Google Meet, Google Forms și toate celelalte instrumente care ulterior profesorii le-au utilizat în procesul de predare, evaluare și învățare. Elevii nu pot să vizualizeze unele concepte teoretice și respectiv în diferite teorii se numește asta masă. La elevi le lipsește masa aceasta, ca ei să vizualizeze, adică să nu creeze niște concept imaginar, pentru că nu poți să te înveți să mergi pe role din teorie, de exemplu. Și atât, având aceste instrumente, tu cumva oferi greutate și respectiv aplicabilitate la ceea ce învață ei în cărți, de exemplu, ca ei să-și vadă mai asta se poate de aplicat în viața reală. Aici noi avem foarte multe instrumente ce ține de stime educare. Adică roboți, diferite circuite, diferite plăci Arduino, roboți Lego Uidu, Lego Mindstorm, ozoboți, ochelari VR și foarte, foarte multe tehnologii din această gamă care dacă cândva erau utilizate pe post de divertisment, acum ușor, ușor sunt adaptate și aplicate în procesul de învățare. Și atât ceea ce acum probabil lipsește în școli, poate și din punctul ăsta de vedere că e financiar, noi acum astea le avem și încercăm să le învățăm, să le adaptăm, să creăm diferite conținuturi educaționale pentru profesori în mare parte, ca ei ulterior să poată să aibă posibilitatea aceasta din punct de vedere a competențelor să realizează curriculumul lor din școală un pic altfel. Studenții mai mult iubesc roboții, pentru că cumva ei sunt un fel de exteriorizare a noastră, pentru că execut comenzi și sunt ușor programabil, cel puțin acum la nivel de etapă gimnazială, pentru că acolo nu necesită coduri, ceea ce nu-i place la elevi, de exemplu, să programeze, dar programarea lor au loc în instrucțiuni, propriu-zis. Dacă tu înainte făceai acel cangul și făceai furnic la calculator cu un pas, pas, pas și vedeai pur și simplu pe ecran ceva, acum tu îl programezi și tot același mișcare, aceeași rotire, aceeași, dar o vezi în timp real, tu poți să le iei în mână și obiectul acela să-l vezi cum el se mișcă, execută instrucțiuni din partea elevului sau din partea profesorului. Interesul e sporit, pentru că ei cumva efectuând careva pași în procesul educațional, care o oră, ori jumate de obicei o activitate durează, ei au o finalitate. Cea mai mare problemă până acum era faptul că eu mă duc după 45 minute de lecție, fără să am finalitate, dar cu ce mă duc, dar de ce am învățat eu asta, dar trebuie să fac tema de acasă, pentru că, de exemplu, elevii nu știu, profesorul știe că, nu știu, la lecția viitoare eu mai adaug o jumătate de temă și respectiv închegăm și formăm puzzle. Aici, respectiv, tu ai început la ceva, tu știi sigur, nu contează cât de mult sau cât de puțin ai învățat, tu ai o finalitate, tu ai rezultat. Robotul cealaltă face doi pași, sau dansează, sau se rotește, sau desenează, sau îți recită o poezie dacă e scris la dictofon, sau mai știu.
scopul proiectului nostru e ca să aducem educația STEAM în cât mai multe școli. De exemplu, la moment noi avem clase viitorului în peste 40 de școli în Republica Moldova și mai mult că atât noi facem parte la conceptul de clasa viitorului la nivel european. Pentru că în Europa este Future Classroom, respectiv noi cumva suntem o continuare a lor și respectiv cumva suntem cu scopul de a face, în primul rând, educația, altfel vorbesc anume de a crea spații dinamice de învățare, de exemplu, de eficientiza, de exemplu, procesul dat și de a debarasa de la modul clasic de învățare, când s-au 2 elevi în bancă, în banca a 3-a, rândul 2, de exemplu. Dar a crea spațiul ăsta ca să fie învățarea asta cumva te așate nu simultan, în același moment de timp, să un grup de elevi să facă procesul, nu știu, de concepere a unui proiect, de în altă parte, la un ecran, să, un alt grup de elevi și să fie la etapa, de exemplu, de crearea vizuală la proiectul lor, la altă etapă, undeva elevii experimentează și fac un experiment. Adică să nu meargă totul în mod clasic, toți 36 de elevi, de exemplu, fac același lucru, dar cumva fiecare merge în viteza lui și respectiv are spațiul lui, zona lui de confort în clasă. Adică noi încercăm să creăm din clasă obișnuită clase dinamice.